Сейчас иду. Да? Сейчас иду в комнату. Ще не має весь не вийде Мартур. Спец, ну, консультант облігац президенті Котрия комісії адміністративі база Котрия персона фос санкціонати, що ми ж та комісія адміністративі чи ла примарії, ну ла поліції. Є ла примарії, да є органу компетентно і стабліше санкціонні лігатури по провінції Діджену. Și nici nu au făcut așa ceva. Tocmai din octombrie și nici nu au făcut așa ceva. Avocatului să-i prezinte această decizie. Și doar prin instanță acum îi obligă ca să prezinte decizia care au făcut-o. Am înțeles. Deci posibil nici nu fie necesari martori. Da, dacă nu ați prezinte decizia, evident. E temeie de anulare a procesului verbal, da? Nu a fost sancționată, da? Să persoană. Dumneavoastră să puteți pe... Când a fost ședința asta? Pe mine mă întrebat. Da, da. Pe 19. Da, dacă ajungem sănătoși, iunie, da? 19 iunie, da. La ora 12:40, ca să fim snuteri diverse, să dacă ne admite de mersul de vedere macro, să o iei pe dumneavoastră de dată. Hărășu. Să vedem să povestesc cum a fost, sau? Vin să povestesc despre intenția adevărată care a avut o doamnă ce mortam. Dar ce nu se vede din video? Vrea să protesteze. Unde-i polițistul? De ce îmblă în haine civile? Spus că a fost ridicată funcție. Și nu e obligatoriu să fac un fac. Bine, da, depinde și grad ai. Oho, e general, cred că. Ce să fac de fapt? 2 iunie 2015 este ora 13:04. Instanța de judecată declară ședința de judecată deschisă. Se examinează contestația depusă de către Cimortan Domnica împotriva procesului de val cu privire la contravenție și cu privire la contravenție din 24.10.2014. Instanța de judecată anunță participanții la proces că ședințele de judecat continuă a fi înregistrate audio. Instanța de judecat verifică prezența participanților la proces. Să prestate, în ședința precedentă, așa, s-au prezentat, noi am stabilit identitatea lui Cimortan Domnica, dumneavoastră ați fost, nu s-a prezentat reprezentant peticionari Vieru Vladim. Cine sunteți? Doamna Constanță, dar nu m-am prezentat pentru că în acea zi a fost congresul Baroului Chișinău și eram în proces de participare la congresul. Așa, mandatul este anexat la materialele cauzei și dumneavoastră sunteți agent consultor la Ileana Vitali. Noi am stabilit și identitatea dumneavoastră în prima ședință. Pentru dumneavoastră se anunță completul de judecat și dreptul de a face propuneri de recuzare. Judecătorul Boi Brânză referi Irina Antuc. Încredințați instanța de judecată recuzări. Nu aveți dumneavoastră? Încredințați. Drepturile și obligațiunile instanța de judecată le-a explicat în ședința precedentă. Instanța de judecată întreabă despre cereri și demersuri. Dacă sunt poftim agent consultor, dumneavoastră aveți careva? Petiționară, dumneavoastră aveți careva cereri demersuri? Dumneavoastră aveți? Eu personal, acum nu am. Da, poftim, dumneavoastră. În altă instanță, solicităm ca să fie obligat Comisia Administrativă a Prefecturii Sectorul Centru ca să prezinte decizia în baza care a fost sancționată doamna Domnica Cimortan, pentru că acea decizie nu a fost. Nu a fost. Mai vorbiți mai rar ca să reușească. Pentru că acea decizie nu i-a fost înmânată și domnie nu cunoaște despre existența unei astfel de decizii. Mie când a depus contestația, contestația a contestat într-un fel procesul verbal, deși decizia de sancționare a fost emisă de către Comisia Administrativă.